suntem implămada din care sunt făcute visele și scurta noastră viață ne-o întregești în somn. Dintre noi toți, Pino ar fi meritat să fie nemuritor. Vocea marelui artist a răsunat din nou la Teatrul Național, pe care l-a condus timp de 16 ani și care s-a transformat radical în această perioadă. De mic copil am prins ură față de comunism, de comuniști și de securiști. Eu am găsit în meseria mea o șansă de a supraviețui și de a nu mă compromite. Până nu dispare și ultima sămânță de comunism, nu putem spune că s-a terminat revoluția. În foaierul sălii mari, care îi va purta de acum numele, o expoziție omagiu amintește de spectacolele pe care le-a pus în scenă și în care a jucat magistral. Am lucrat cu Pino, cu domnul Caramitru, câteva spectacole și mi-e greu acum să cred că nu mai este. El a fost un om deosebit și foarte talentat. Moartea prietenului înseamnă începutul morții tale. În ultima vreme, moartea bântuie prea des. Este o pierdere extraordinară. O să se simtă asta în viitor. Dumnezeu să-l odihnească, să-i fie țărâna ușoară într-o nădejde a învierii veșnice. Prieteni, colegi, artiști și admiratori au venit la Teatrul Național să-i aducă un omagiu la ieșirea de pe scena vieții. Coroane au trimis și premierul Florin Câțu și Televiziunea Română. Cei care l-au iubit au lăsat mesaje în cartea de condoleanțe. Este unic, deci este de neînlocuit. Cu tristețe și cu durere în suflet ne luăm adio de la o stea de pe firmamentul Teatrului Românesc. Am crescut cu rolul Socrate, cu Luceni și mi-este foarte greu să-mi ia la revedere. Mulți și-ar fi dorit să se reculeagă lângă catafalc, dar familia i-a respectat dorința. Ion Caramitru a vrut să plece discret, să rămână rolurile. Mă numesc Ion Horia Leonida Caramitru. M-am născut la București în 1942 și sunt un tip fatalist. Copilul meu, nu mai plânge, te rog, nu plânge. Dar întorc cât poate repede.